Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu din care vom învăța în dimineața aceasta este Evanghelia după Luca, capitolul 18. Voi citi de la versetul 9 la 14 un text cunoscut de cei ce iubesc pe Domnul, însă un text care ne va vorbi în dimineața aceasta într-un mod special. Luca 18, de la 9 la 14, cuvântul Domnului spune așa. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. În zilele acestea în care trăim și trebuie să fim activi pentru lucrarea lui Dumnezeu și să avem grijă de casele noastre, de familiile noastre, una din problemele mari cu care ne confruntăm este cum ne alegem prietenii. Cum ne alegem colaboratorii? Pentru că este important lucrul acesta, mai ales știind că foarte mulți oameni în aceste zile nu mai au cuvânt. În față spun un lucru, dar în inimă și în faptă gândesc altceva și fac altceva. Nu te poți baza pe promisiunile lor, pe loialitatea lor. Nici în prietenie, nici în biserică, în relațiile sau în interrelațiile dintre oameni. Și de aceea două întrebări mari trebuie să se pună de fiecare dintre noi. Oare pe cât i-am dezamăgit? A doua întrebare, oare câți m-au dezamăgit și amărât pe mine? Deci este important să știm și să cunoaștem pe oameni. Pentru că dacă îți propui să faci un lucru care să aducă cinste lui Dumnezeu, să fie util înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te înconjori cu oameni care să fie gata să se sacrifice pentru Domnul, pentru lucrarea lui Dumnezeu și chiar dacă pierd, omenește vorbind, nu se dau înapoi. Este important să cunoaștem pe oameni. Eforturile societății și eforturile celui rău este să ne dezbine tot mai mult, să ne împrăștie tot mai mult, să nu ne putem aduna la oaltă doi, pentru că în felul acesta diavolul are putere atunci. Așa cum spunea un proverb latin pe vremea romanilor. Dezbină et impera, nu? Dezbină și apoi domnește peste ei. Societatea caută să izoleze pe oameni. A rămas celebră în istoria secolului XX-lea comentariul unui păstor luteran german, Martin
Niemöller. Martin Niemöller. Martin Niemöller a fost un ofițer în armata germană în primul război mondial. Apoi, după ce s-a încheiat războiul, și-a reluat activitatea ca păstor, a fost un predicator foarte dinamic și un om foarte cerebral, o gândire foarte profundă. Când a văzut că regimul s-a schimbat în Germania și Hitler a venit la putere, Martin Niemöller, ca om al lui Dumnezeu, a înțeles foarte repede ce este în mintea acestui nebun, al lui Hitler. Și în predicile lui s-a mutat în Berlin și a preluat o biserică din Berlin și în predicile lui vorbea mereu despre nevoia de pocăință, de apropiere de Dumnezeu și nu de a confunda socialismul lui Hitler cu credința creștină. Pentru aceasta, Hitler s-a tulburat, în 1937 a trimis poliția la biserică, l-a arestat pe Niemöller, l-au ținut 7 luni în detenție în Berlin, după 7 luni l-au condamnat și a fost dus în lagărul de concentrare nazistă din Dachau, lângă München. Până în 1945, când au venit americanii și au eliberat lagărul acesta împreună cu tot orașul, cu Münchenul. Dar Martin Niemöller spunea în felul următor despre oameni. Zice așa, au venit întâi naziștii, așa cum vin astăzi liberalii. Au venit întâi după socialiști și comuniști. Și eu nu am vorbit în apărarea lor, căci eu n-am fost nici socialist, nici comunist. Apoi au venit după sindicaliști și eu nu am vorbit pentru ei să-i apăr, pentru că eu nu eram sindicalist. Apoi au venit după evrei și eu nu am vorbit ca să-i apăr, pentru că nu eram evreu. Și auziți ce spune. Apoi ei au venit după mine, dar nu mai rămăsese nimeni care să vorbească pentru mine. Și l-au dus. Cum îți alegi prietenii? Cu cine colaborezi? În dimineața aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu un subiect pe care l-am intitulat Cunoaște ca să te poți feri. Cunoaște ca să te poți feri. Ne vom uita la 3 lucruri, așa cum apar ele în textul nostru, și vom înțelege ce vrea Dumnezeu de la noi, de la fiecare și de la partea noastră în Evanghelie. Primul lucru pe care îl prezintă Domnul Iisus Hristos, ca să-i cunoaștem pe oameni, să știm cu cine lucrăm, cu cine colaborăm, cu cine ne împrietenim, cu cine facem casă, primul lucru pe care ne-l prezintă Domnul Iisus Hristos este portretul unui fariseu. Portretul unui fariseu. Cum arată un fariseu? Are 4 caracteristici mari. Prima, un fariseu profesează religiozitate. Cuvântul Domnului spune că 2 oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu. Fariseul profesează religiozitate. Merge la biserică. Merge la cercuri de rugăciune. De ce? Este interesat în biserică? Este interesat în cercuri de rugăciune? Nu. Dar este bun pentru respectabilitatea lui sau a ei. Are un punct mare. Are o trecere în fața societății. Căci în ciuda eforturilor societății de a minimaliza valoarea și importanța bisericii în zilele noastre și a lui Dumnezeu, oamenii
totuși știu că în final în control este Dumnezeu. Știu că influența cea mai mare în societate o are biserica. De fapt, în sondaje din Europa și în sondaje din Statele Unite, cu privire la care instituție este cea mai de crezut și de urmat, răspunsurile arată cam similar. Instituția cea mai de crezut și de urmat este, în primul rând, biserica, apoi armata. Asta este ordine și în America și în Europa. Ar vrea să scoată biserica din această ecuație, dar cuvântul Domnului spune că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și oamenii tot mai au un pic de simț de adevăr în ei ca să înțeleagă că au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de biserică. Dar văzând lucrul acesta, fariseul, pentru respectabilitate, să nu se vorbească de rău despre el că este ateist, merge la biserică, este religios. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare eram încă în România, făcând naveta de la Ploiești la București, în compartimentul de tren în care eram și călătoream acum, erau doi ofițeri de armată, doi colonei, care am înțeles că lucrau la direcția politică a armatei. Asta era cea mai teribilă, direcția politică a armatei. Și din discuție m-au întrebat cu ce scop călătoresc aproape în fiecare zi la București, pentru că m-au văzut că dacă mergi cu același tren mereu, te observă. Și am zis să mă duc la București pentru că predau la București. Dar ce predați? Teologie. Teologie? Domnule, se poate un tânăr ca dumneata să mai fie atât de degradant, să mai creadă în Dumnezeu și să predea teologie? Și auzi ce spune. Vreau să știi că stai de vorbă cu doi colonei responsabili de viața politică a armatei. Și cel care vorbea cu mine a spus, să știți bine, domnule profesor, eu sunt ateu, adică ortodox. Cred că nu știa pe ce lume trăiește, nici ce vorbește. Dar a crezut că este un pic de respectabilitate dacă pune un nume religios pe el, ca să nu îl consider chiar ateu. Fariseul, de care trebuie să ne ferim, profesează religiozitate. Al doilea aspect, are mare credință în sine, nu în Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, nu în Dumnezeu, în ei înșiși. Și uitați-vă la fariseul nostru, cum se încrede în el. El se laudă în ce este, spune versetul 11, nu sunt ca ceilalți oameni. El se laudă cu ce face. Eu postez de două ori pe săptămână, zice el. El se laudă cu donațiile lui. Dau zeceală din toate veniturile mele. N-are nevoie de biserică, n-are nevoie de Dumnezeu. Dar cum am spus, din respectabilitate, pentru că e bun la nume, la CV, se duce și se amestecă. Contribuie, ajută, dar aceasta o face pentru sine. Pentru sine, ca să se vadă cine este, ce este. Pe de altă parte, a treia caracteristică a lui,
nu este conștient de o nevoie personală înaintea lui Dumnezeu. Le-a spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Fariseii sunt ca și credincioșii din Laodicea, Apocalips 3, 17 la 18. Se laudă, suntem bogați, ne-am îmbogățit, nu ducem lipsă de nimic. Proverbe 30 cu 12, traducerea fidelă spune, este o generație de oameni care este pură în proprii lor ochi și totuși e o generație care nu-i spălată de murdăriile ei. Nu sunt conștienți de o nevoie personală. Și aceasta este trist. Și apoi a patra caracteristică ne-o spune Iisus Hristos ca să știm cum să ne ferim. Un fariseu disprețuiește pe semeni. Și disprețuiește pe ceilalți. Versetul 9, partea finală. Nu sunt chiar ca vameșul acesta. Pentru el, semenii sunt buni doar pentru comparație. Sunt buni pentru vot, sunt buni pentru manipulat, sunt buni ca să le împlinească scopurile, dar nu pentru a lucra împreună cu ei, a lăuda pe Domnul. Și atunci Domnul Iisus Hristos a spus, aveți grijă. Voi trebuie să lucrați împreună cu mine, să zidiți împărăția lui Dumnezeu. Nu cu oameni de felul acesta se poate zidi împărăția lui Dumnezeu. Și spunând lucrul acesta, Domnul Iisus procedează apoi la al doilea aspect, portretul unui pocăit. Folosesc termenii populari pentru că este mai cunoscut printre noi. Deci, portretul unui om născut din nou. Tot patru caracteristici are și acesta în descrierea Domnului Iisus Hristos. Prima, el crede în nevoia și puterea rugăciunii. S-au suit la templu să se roage, celălalt era vameș, păcătos. Crede în nevoia și în puterea rugăciunii. De ce? Pentru că rugăciune înseamnă smerenie, fraților. Rugăciune înseamnă viață spirituală, rugăciune înseamnă dependență de Domnul, rugăciune însemnează conștiență de nevoie pe care numai Domnul poate să o acopere. Crezi tu lucrul acesta? Domnul poate să acopere. Și omul acesta înțelege nevoia și puterea rugăciunii. Al doilea lucru pe care îl are un om pocăit, un om născut din nou, el crede în sfințenia lui Dumnezeu. Ia uitați-vă cât de plastic îl prezintă Iisus Hristos. Vameșul stătea departe. S-au dus la templu, dar nu s-au dus chiar lângă altar. Pentru că vameșul acesta a știut că la templu este Dumnezeu, acolo locuiește Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, nu te duci oricum. Nu te duci oricum. Societatea în care noi trăim astăzi a ajuns, dați-mi voie să folosesc o expresie românească, să se ia de șireturi cu Dumnezeu. Vin în șlapi la biserică, vin cu pantalonii rupți în toate locurile, vin cu șapca în cap, vin fără o cămașă, cu mâinicile goale și tatuați de parcă au coborât după ce au curățat hornul. Nu sunt un încuiat în a pricepe societatea, dar frați și surori, doamnelor și domnilor, noi stăm în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este egalul meu. Dumnezeu este stăpânul meu. Nu este egalul tău. Dumnezeu este stăpânul tău. Are drept de viață și de moarte asupra noastră. Omul acesta
Vameșul acesta a crezut în sfințenia lui Dumnezeu. De aceea a zis, nu mă duc eu chiar până lângă altar. Mai bine stau deoparte. Mai bine stau deoparte. De fapt, aceasta este poziția pe care am avut-o până nu ne-am întors la Domnul. Uitați ce spune Efeseni 2 cu 13. Dar acum, în Dumnezeu, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Copiii de Dumnezeu fiind, nu păcătoși numai, dați-mi voie să vă spun acest mare adevăr, în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, la rugăciune, acasă, în odăiță, frați și surori, haideți să respectăm pe Dumnezeu. Nu merge oricum înaintea Lui. Piaptă-te, spală-te, curățește-te, stai în fața unui Dumnezeu sfânt. Sfânt. Întrebare. Credeți dumneavoastră că profetul Isaia era un om sfânt? Cu biserica am vorbit. Da. Care a fost atitudinea lui Isaia în prezența lui Dumnezeu când în sfârșit l-a văzut? Care a fost? Vai de mine, că sunt un om păcătos. Dacă îți dai seama cât de sfânt este Dumnezeu, oricât de sfânt aș fi eu, oricât de sfânt ai fi tu, sfințenia noastră în comparație și în raport cu sfințenia lui Dumnezeu este o zdranță murdară. Este o zdranță murdară. Sunt cuvintele Domnului, nu ale mele. Profetul Isaia, ia auziți-l, citiți primele 5 capitole din profeția lui Isaia. În primele 5 capitole, Isaia este ca un ciocan pneumatic. Cuvântul lui cheie este vai. Vai de cei ce numesc binele rău și răul bine. Vai de cei ce cumpără casă după casă și nu văd pe sărac și pe nevoiaț și pe cel amărât. Vai de cei ce stau fără grijă în Sion, tună împotriva poporului. În capitolul 6 are o vedenie. Și în vedenia lui a văzut măreția lui Dumnezeu și când l-a văzut pe Domnul, cât a fost el de proroc și de vehement ce a zis, vai de mine, că sunt un om pierdut, păcătos și locuiesc în mijlocul unui popor, cum? Tot așa. De aceea, apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să fie cu mult respect. Dacă vrei să propășești, dacă vrei să înaintezi, asociază-te cu oameni care știu cine este Dumnezeu și știu cum să se apropie de Dumnezeu. El crede în sfințenia lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, la fel ca și Isaia, a venit Iisus Hristos, era verișorul lui, a venit să fie botezat Iisus Hristos. Bărbați aceștia tineri acum, Ioan și Iisus, s-au jucat împreună, ca și orice om, pentru că au fost împreună, au mâncat împreună. Ei, dar acum Ioan ajunge la cunoștința de Dumnezeu. Și când îl vede pe Iisus că vine și zice, Ioane, botează-mă. Ce a zis Ioan? Cum să te botez? Eu pe tine? Ioane, ne-am jucat în nisip. Am mâncat împreună. Nu. Tu ești fiul Dumnezeului celui prea înalt. Eu sunt un păcătos, o trestie frântă. Eu am nevoie de botezul tău, nu tu de botezul meu. Aceasta înseamnă atitudine față de sfințenia lui Dumnezeu. Și dacă vreți, încă una, și apoi continuu, apostolii.
Luca 5, versetele 8 la 10. Când a văzut apostolul Petru că la cuvântul Domnului, după o noapte întreagă în care a spus: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și câți pești am prins? Nici de o mămăliguță. Nimic. Da. La cuvântul tău aruncăm mreaja. Au aruncat mreaja și n-au putut să o tragă de pește. Petru a realizat imediat, a zis: cu adevărat, suntem în prezența Dumnezeului celui viu. Și care a fost reacția? Pleacă de la mine. Nu că să se depărteze de Dumnezeu. A zis: du-te, Doamne, că eu nu mai pot sta în prezența Ta. Ești așa de sfânt, mă tem că pier acum aici, în corabie. Și ucenicii s-au uitat la Petru și s-au uitat la Iisus și spune, și fiecare a zis același lucru. Pocăitul vede sfințenia lui Dumnezeu pe lângă nevoia rugăciunii. 3. El este conștient și confesează păcătoșenia lui. Cuvântul Domnului spune în versetul 13, partea 3-a, vameșul se bătea în piept. Aceasta este o metodă orientală, deci în Orientul Mijlociu, de a spune cât de amărât ești, cât de păcătos ești, cât de jos ești. Vameșul acesta a înțeles că păcatul este nu numai haina care o poartă toată ruptă, că e la modă și o aducem și în biserică, ci ca să ai haina aceea pe tine, problema știți unde-i? Dincolo de haină. În inimă. În inimă. De aceea se mărturisește și face al patrulea lucru, văzându-se cine este el, cât de mic este el și cât de mare și de sfânt este Dumnezeu, un om pocăit întotdeauna are aceste cuvinte pe limbă: Doamne, ai milă de mine. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. A fost împăratul David un profet al lui Dumnezeu? A fost? De câte ori zice David: ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine că sunt nenorocit. Ai milă de mine că sunt nevoiaș. El care era multimiliardar era nevoiaș. Era nevoiaș spiritual. Era nevoiaș spiritual. Pe cine ți-l alegi ca și colaborator? Pe unul care n-are nevoie de tine și te disprețuiește, te poate folosi, te poate manipula, sau pe cărui cuvânt nu poți conta? Frate, facem, ajutăm, pune mâna și nu-l mai vezi. În al treilea rând, în concluzie, este Domnul de la templu. Ultimul cuvânt în toate lucrurile l-are Dumnezeu. Domnul de la templu este Iisus Hristos. Pentru că uitați ce zice aici cuvântul: eu vă spun, eu fiind Iisus. Și El ne spune două lucruri. Primul, Domnul smerește pe cel ce este arogant. Cine va merge acasă binecuvântat din locul acesta? Cine? Cel ce s-a smerit, pentru că ăla e al doilea lucru. Și cel ce se smerește va fi înălțat. Astea două lucruri le face Domnul. Smerește pe arogant și ridică pe cel smerit. Pentru că Domnul lucrează cu cel smerit. Întorcându-mă din nou la exemplu pe care vi l-am dat cu Martin Niemöller, și de acolo, din închisoare, din lagărul de concentrare, pe anumite căi, Niemöller reușea să țină legătura cu biserica
Și Hitler a devenit neconfortabil și cu treaba aceasta. Și a zis Hitler, dacă îl omor, am o poziție mai mare din partea bisericii. Mai bine, hai să-l câștig pe Niemöller de partea mea. Și pe unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Niemöller, documentele naziste spune că Hitler l-a delegat special, personal. A spus, du-te în Dachau, du-te acolo în lagărul de concentrare și vorbește cu Niemöller să-și vină în fire și să îl eliberez de acolo și să lucreze pentru mine. Omul acesta, tot un lucrător, s-a dus la Niemöller și când a văzut condițiile în care este, cum arată, ca un schelet, oameni bătuți și nemâncați și înfometați și în frig și plini de păduchi și de purici, expresia i-a fost aceasta. Martin, Martin, tu aici? La care Martin Niemöller a răspuns. Eu aici? Nu aceasta este întrebarea. Întrebarea este, de ce nu ești și tu aici? Unde ești? În locuri confortabile care îl resping pe Iisus, care îl defăimează pe Iisus, care disprețuiesc Biserica lui Hristos și care se laudă și n-au nevoie de nimeni, nici de Dumnezeu, de oameni dacă au nevoie pentru scopurile personale? Cu farisei nu poți să lucrezi. Și nu trebuie să lucrezi cu farisei. Trebuie cu oameni temători de Domnul. Cu oameni pe oameni pe a cărui cuvânt poți să contezi. Pe a căror caracter poți să contezi. Unul dintre cei mai faimoși oameni care au trăit în secolul 20-lea a fost John Lennon. Cine a fost acesta? Ia să vedem tinerii. De la Beatles. A fost unul dintre cei mai prolifici compozitori, un om de un talent extraordinar. Și una din piesele lui faimoase, când era cu formația Beatles, a fost Give Peace a Chance. Dați o șansă păcii. De la Organizația Națiunilor Unite și până în toate cancelariile prezidențiale și de miniștri de afaceri externe, era la modă să se pună piesa aceasta. Dați o șansă păcii. John Lennon a avut un copil, un băiat, care trăiește și astăzi. Îl cheamă Julian Lennon. John Lennon a fost asasinat și Julian Lennon spune următorul lucru. Dacă mă întrebați cine a fost tatăl meu și ce relație am avut eu cu tatăl meu și ce pot eu să spun despre tatăl meu, răspunsul meu este acesta. Tatăl meu a fost un ipocrit. Un fariseu fățarnic. Putea să vorbească la o lume întreagă despre pace, iar acasă era un tiran. A abuzat-o pe mama, m-a abuzat pe mine și în casa noastră n-a fost pace niciodată. Avea gura mare, talent mare, dar tata n-a avut caracter. Întrebare. Vrei să lucrezi pentru Domnul? Cu cine? Cunoaște. Ca să știi să te ferești, cunoaște. Ca să știi să alegi. Este valabil în toate domeniile. Și în business, și în biserică, și în prietenie. Mă rog Domnului să ne dea o lumină biblică asupra caracterului oamenilor, și să ne asociem cu oameni
care se tem de Domnul, așa cum va spune David. Sunt prieten cu cei ce se tem de tine și iubesc legea ta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și ne rugăm Domnului să ne dea o inimă aleasă, luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru ca deciziile noastre în viață să fie de așa manieră încât să putem să înălțăm pe Domnul și să putem să ne bucurăm de realizări cu Domnul și cu semenii noștri. Ne rugăm Domnului cu toții.